Laurențiu Reghecampf a hotărât să rupă tăcerea. Ce spune despre relația cu copiii, dar și despre averea faimoasei Ionela Prodan, mama Ana Mariei. Reacții oficiale. Reghe a hotărât să iasă din defensivă și să răspundă punctual atacurilor Ana Mariei. A făcut-o printr-o postare oficială în care vorbește despre relația cu copiii, dar și despre averea pe care o are de împărțit la divorț. Divorțul anului dintre Ana Maria Prodan și soarele ei, Laurențiu Reghecampf, s-a transformat în mega-scandalul sfârșitului de an. După ce a văzut primul pictorial de cuplu cu Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, publicat de Fanatic, Ana Maria Prodan a avut o reacție vehementă la adresa fostului partener de viață. Comunicat oficial transmis de Laurențiu Reghecampf. Impresara l-a acuzat pe Reghe de faptul că își neglijează fiul cel mic, pe Bebeto, un puști de doar 13 ani cunoscut pentru pasiune pe care o are pentru fotbal. Și asta nu e tot. Ana Maria a declarat că toți banii pe care familia Prodan Reghecampf i-a făcut au fost trimiși din contul familiei, în contul amantei, și nu are ce să împartă cu Reghe în procesul de divorț. Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor aduse de Ana Maria Prodan. În replică, după acuzațiile care i-au fost aduse, Laurențiu Reghecampf a avut o reacție fermă, ținând să puncteze că nicio informație apărută în spațiul public, cu privire la relația pe care o are cu băiatul său, nu este adevărată. Antrenorul de la Craiova spune că divorțul de Ana Maria Prodan nu va pune punct și relației sale cu Bebeto. În continuare, mărturisește el, prioritățile sale vor fi cei doi băieți, dar și viitorul copil, care vor primi mereu, indiferent de situație, tot sprijinul și toată dragostea lui de tată. Copiii vor reprezenta întotdeauna o prioritate în ceea ce mă privește. Având în vedere evenimentele recente și faptul că aspecte din viața mea privată au fost mediatizate sistematic, doresc să clarific următoarele chestiuni. Căsnicia mea nu face obiectul unei dezbateri de interes public, drept pentru care vă rog să-mi respectați decizia de a nu mă angrena în discuții vizând acest subiect. Copiii vor reprezenta întotdeauna o prioritate în ceea ce mă privește. Mă voi implica în educația lor cu aceeași dăruire, voi continua să-mi îndeplinesc rolul de tată, să le ofer dragoste și sprijin necondiționat. Orice alte declarații sau speculații constituie imixtiuni nefondate în viața mea privată, a transmis Laurențiu Reghecampf, în plin proces de divorț de Ana Maria Prodan. Reghe despre averea faimoasei Ionela Prodan, mama Ana Mariei. Antrenorul a vorbit și despre averea pe care o are de împărțit cu Ana Maria Prodan și a spus că nu intenționează să revendice vreun leu din moștenirea primită de viitoarea fostă soție de la mama sa, regretata cântăreața Ionela Prodan. Cu privire la moștenirea primită de către Ana Maria de la regretata sa mamă, menționez că nu am revendicat niciun bun din componența acesteia și nici nu am formulat vreodată pretenții în acest sens. Având în vedere că pe rolul instanțelor judecătorești a fost introdusă în luna august 2021 o acțiune de divorț și partaj, cu primul termen de judecată la 7 februarie 2022, apreciez că toate aspectele de ordin financiar vor fi soluționate pe această cale, spune Laurențiu Reghecampf în mesajul oficial transmis, în cadrul căruia menționează și că aparițiile mele publice se vor concentra pe activitatea profesională desfășurată în calitate de antrenor. Nu intenționez să mă implic în discuții de natură conflictuală care nu vizează aspecte de interes public și nici să răspund unor eventuale acuzații neîntemeiate, formulate în afara cadrului legal. Ana Maria Prodan, acuzații grave la adresa lui Laurențiu Reghecampf. Reacția lui Laurențiu Reghecampf vine după ce Ana Maria Prodan a spus, zilele trecute, într-o emisiune TV că, de când are o nouă relație, aceasta își neglijează fiul. Mai mult decât atât, conform afirmațiilor făcute de impresară, nu doar partea materială venită din partea lui Reghe este neînsemnată, ci și atenția, grija și dragostea pe care ar trebui să îi le ofere lui Bebeto. Impresara a declarat că Laurențiu Reghecampf nu vrea să aibă grijă de minor, invocând astfel tot felul de motive pentru a nu petrece timp tată-fiu. Îl batjocorești sistematic pe acest copil. Băiețelul meu m-a sunat azi plângând. Are 13 ani. A zis, uite ce a făcut tata. Nici greață nu am simțit. Fotografiile lui cu amanta sunt jenante. Nu am putut decât să-i trimit mesaj și să-l felicit. Nu îl interesează dacă trăiește sau ce face copilul meu. Îi mai trimite câte 100 de euro. A considerat că 25 de milioane de lei vechi sunt suficienți și nu a crezut că trebuie să vină să-l îmbrățișeze măcar. Îl batjocorești sistematic pe acest copil. Cred că suferința copilului meu este atât de mare încât Reghecampf să înțeleagă că relația se poate termina, dar relațiile nu trebuie făcute public. Lumea trebuie să știe că nu-l interesează ce face copilul. Îl rog să-l ia când sunt plecată din țară. Spune că e frică să nu ia COVID și așa mai departe. A fost reacția Ana Mariei Prodan la Realitatea Plus. Tot în cadrul emisiunii, Ana Maria Prodan l-a acuzat pe Laurențiu Reghecampf că toți banii pe care familia Prodan Reghecampf i-a făcut au fost trimiși din contul familiei, în contul amantei, iar singura avere pe care impresara o mai are este cea moștenită de la mama ei, Ionela Prodan. Laurențiu Reghecampf a gătit saramură de pește, la TV. Cum s-a descurcat antrenorul, o să iasă o mare nebunie. Viața antrenorului se află pe primele pagini ale ziarelor, după anunțul divorțului și asumarea relației cu amanta lui, Corina Caciuc. De regulă, Reghe nu obișnuiește să apară la emisiuni TV, însă, de această dată, a făcut o excepție și a acceptat invitația lui Mircea Dinescu de a găti în emisiunea Poezie și Delicatețuri. Mie mi-a plăcut de Reghe pentru că are patima gătitului, dar e bolnăvicios aproape. Eu am crezut că putem colabora, dar nimic. A venit cu sifonul. Facem saramura de pește în stil oltenesc, cu influențe din Germania. Cea mai bună saramură este asta, după părerea mea. Reghe, fii atent, nu se aruncă nimic. Marginea asta e bună-rău. O să punem, printre altele, și vin. Peștele trebuie să se lege bine de tot cu usturoiul, a spus Mircea Dinescu. Eu nu mănânc usturoi crud niciodată, în mâncare îmi place. Nu am nici întâlnire. Deci o să iasă o mare nebunie, spune Reghe, după ce s-a apucat de gătit. Asta e mai mult decât o saramură, e o tocăniță de-a noastră strămoșească. Mie mi-a făcut plăcere să vii cu prietenii. Ar fi frumos să ne servești tu. Mie mi-a plăcut că ești înconjurat de mulți prieteni, spune Mircea Dinescu, după ce saramura de pește este gata și urmează să fie servită la invitați. Sunt foarte multe lucruri care se schimbă, merge pe repede înainte totul, a mărturisit antrenorul Universității Craiova.